sunt în două recipiente diferite. Unul să păstrez pentru culori mai închise și unul pentru culori mai deschise. Ca să fac trecerea de la închis la deschis, pur și simplu o să folosesc galben pur. Și o să încep cam de pe aici. O să las o zonă de fond ca să le întrepătrund. Nu curățați pensula prea bine pentru că ce rămâne pe ea ne ajută foarte mult. Pentru că ies niște nuanțe interesante. Care chiar dacă nu rămân așa, ne ajută să ne concentrăm mai bine, adică să intrăm în, în joc, în stare, într-o stare colorată. Eu încep cu o zeamă, ca să văd cum arată în ansamblu. După care adaug culoare mai groasă. Bun, acum o să ne întrepătrund pe acestea două și pe acestea două o să fac un degrade. Cum după cum vedeți, am o zonă de verde prea intens, dar nu este nicio problemă. O să folosesc tot galben, treptat, și o să urc cu el către capăt. Folosesc mai multă culoare, să nu se mai întindă de data aceasta. Este un semilaviu și doar pun pată ca să umplu tot spațiul unde încă se vede fondul, acesta rozaliu pe care l-am dat prima dată. Și pun pete ușor către zona de verde, pentru că este prea intensă și nu vreau să o las așa, am pus-o doar orientativ. Ca să am multă culoare, să am de unde să trag. Pentru că aici pe capăt o să venim cu puțin negru la un moment dat. Ca să nu rămână verdele ăsta intens, verdele China, care poate să fie un pic chicios în compoziția noastră. Da, încet, încet îl șterg, îl estompez.
doar că ți rămâne efectul ăsta de verde China cu galben și cu alb. Să fie un pic... fosforescent. După ce folosesc o culoare mai intensă, întâi îl diluez în diluantul mai murdar pentru închise, apoi îl șterg un pic și apoi îl bag în diluantul mai curat și îl șterg din nou. Astfel, pensula este curată și pot folosi alb. De data asta o să pun mai mult ulei decât terebentina. Mai mult ulei în alb, ca să fac partea asta mai intensă. Vreau să am un alb aproape curat, aproape tentă plată. Oricum nu vă obosiți să faceți acum marginea, pentru că aia o să vină la urmă, ține de finisaj. Doar corpul, cărnița, cu pete așezate una lângă alta, să nu întindeți culoarea. Nu vreau să lucrez pe foarte multe straturi. Două, trei maxim straturi și la intervale de, nu știu, maxim două, trei zile, ca să nu se usuce de tot. Prima dată dau fondul ăsta mare. Mâine sau poimâine vin cu modelul. Și apoi, în ultima zi, accentele, finisajul. Deci ce este mai de finețe, voi lăsa pentru ultima zi. În ziua 2 mă apropii cu ele. Nu vreau acum să dau un efect de alb intens sau de umbră intensă. Îl voi lăsa să lucrez treptat. Puteți pur și simplu în anumite zone să tufuiți. Să tufuiți așa pensula. Unde este culoare prea multă. Urc cu alb, apoi mă opresc, cobor cu verde, apoi mă opresc, vin cu galben în sus, vin cu galben în jos, apoi iar urc cu alb, iar cobor cu verde, până obțin trecere frumoasă. Deci totul este sub control, nu-l definitivez din prima, nu am în minte exact procesul, dar știu cum vreau să arate. Atare. Acum doar mă joc cu culoarea. Eu experimentez să văd ce efecte mi-e aici. Că ele se creează singure, după cât vedeți. Am doar galben, am folosit doar galben, alb și verde China. Și ele îmi dau nuanțele și eu apoi le aleg. Uitați, pe aici deja îmi place. Albul ăsta se conturează cât de cât, verdele nu-mi place, dar mai intervin. Alb mă opresc aici deocamdată. Galbenul ăsta deja murdar, cu ce mi-a mai rămas verde prin el. Dar se obține efectul ăsta foarte glowy, așa. De fapt, asta e coborârea noastră. Numai că încep de aici încolo, pentru că nu vreau să spoiesc cu verde mai în jos. Și apoi vin cu galben spre sus și spre jos. Vedeți, aici încă se vede fondul. O să tufuiesc cu mai mult galben. Încă se vede rozaliu. Dar din câte vedeți, e important să dați un fond pe toată. Așa, cu ce aveți pe paletă, cu orice, un pic mai deschis, pentru că capătă o uniformizare. Decât dacă ați fi făcut pe fond alb direct.
este oarecum uniformă. Folosim și o culoare care seamănă cu carnea dinăuntru. E cu atât mai bine. E ca și cum noi am îmbrăcat acum mușchii. Și dă un efect foarte frumos. Și încă nu vreau să am verdele ăsta, este prea violent. Ca atare o să vin cu galben. Am pus din nou galben primar curat. Pentru că nu mai trebuie verde în exces și îl și terminasem. Să folosesc tot așa mai mult ulei de in decât terebentina ca să-l îndroși. Să vă duceți mai mult, pentru că o să venim iarăși cu alb. Dacă trage, dacă ne permite, încă o dată. Dacă nu, faceți o pauză de 2-3 ore și o să fie total altă poveste. Depinde și ce temperatură e în cameră și afară. Bun, ne-am dus în jos. Este suficient. Acum o să merg în sus. Trebuie să folosiți doar ulei pe pensulă. O spălați și folosiți doar ulei. Cu grijă. Să nu luați culoarea. Acum să mai vin aici cu un strat de galbe, de alb, că este prea moale. Așa că între timp o să fac și capul și înotătoarele, prima mână. Deja mă gândesc cam până unde vreau să fac aceste planuri la mușchii feței ca să mă ajute mai târziu să nu mai stau din nou să calculez și să trasez
aceste planuri. Ca atare o să dau fondul pe bucăți. Întâi pe partea asta. Aici e alb foarte intens, o să pun și eu alb pur, dar nu acum. Aici, ca să-mi păstrez desenul, o să vin cu un închis, ca să nu-l mai gândesc încă o dată. Pur și simplu fac un mini contur cu orice culoare, nu contează, de aici să fie mai închisă. Ales nu este foarte complicat, are doar trei planuri mari pe partea asta și aici încă vreo patru. Aici este o adâncitură închisă, dar de asta ne vom ocupa mai târziu. Acum planurile mari sunt 1, 2, 3, aici va veni alb. Asta are o nuanță medie și aici va veni închis. Aici o să bag un alb și mai murdar. Deci, în timp ce dați, vi se deschide o ofertă de game de culori în care trebuie să alegeți. Deja văd anumite zone în care aș vrea să ajung, văd anumite nuanțe care mi s-au deschis. Deja de aici este mai simplu. Folosiți culori translucide, vedeți? Parcă reconstruiți straturile de celule, de țesuturi și vi se cam arată unde trebuie să ajungeți. Aici am zona cea mai deschisă. O să prepar un mic oranj pentru fondul înotătoarelor. Tot așa țin într-o parte ulei pentru culori deschise și într-o parte ulei pentru culori închise. Nu vă chinuiți prea mult pentru că oricum nu o să se mai vadă mare lucru la final. Din fond. Am luat și o pensulă de 7, cealaltă era de 12. Vă chinuiți prea tare, doar așa, cât să vedeți ansamblu cam cum o să arate. Dacă vi se pare că ne vreți mai roșiatice, mai adăugați un pic de praf. Când se murdărește diluantul curat, îl puneți peste cel pentru culori închise, pur și simplu. Ștergeți cu un șervețel umed îmbibat cu diluant
și rămâne impecabil. Și puneți altul curat. Acum nu mai cobor, pentru că deja am pensula cu galben, murdărită, doar urc. O să fac același lucru și cu galben în sus, pentru că încă am prea multă zonă de verde. Bun. Pe cele de sus o să dau o umbră, un roșu mai intens. Și apoi o să mai vin cu o umbră de negru, un negru murdar, murdăresc cu ce am pe aici pe paleta. Să creez un pic de contrast. Nu contează dacă este foarte violent, pentru că îl rezolvăm mâine sau mai târziu. Pur și simplu pun o dungă și apoi nu mai adaug culoare, doar îl întind spre capăt. Și aici la fel. Pot doar să mai pun puțin ulei dacă nu se întinde culoarea ca lumea. Nu lăsați să se vadă chiar orice urmă de pensulă, le mai uniformizați așa cât de cât. Nu foarte mult, nu exagerați, pentru că nu o să se mai vadă foarte mult din ele, cât de cât să arate frumușel. Bun, a trecut vreo oră jumate de când lucrez. Acum ar cam trebui să stea să mai se usuce, însă o să încerc să vin și pe partea de sus cu o umbră neagră, tot așa spălată, către zona de galben. Și apoi un pic la cap, aș mai putea să lucrez, să pun niște umbrele în mare. Și cam atât. Apoi, dacă aveți altă treabă, faceți-o, mâncați sau ieșiți la o plimbărică și lucrați mai pe seară, luminile tari, umbrele tari, cât de cât să arate mai frumușel, dacă nu, a doua zi sau a treia zi, puteți să faceți asta dimineață și seara să vă apucați de modelele astea. Câteva umbre mai precise, câteva lumini mai precise, accente. Dar cam ăștia stimpii. Cam într-o oră, două ar trebui să fie gata în stadiul ăsta. O să o îmbib cu un negru, dar nu negru curat,
Și un negru murdar cu ce mai am pe paleta. Și pur și simplu o să vin de la coadă spre cap cu o dungă. Câte vedeți, el deja se spală și se uniformizează cu ce avem de desubt. Asta este doar o umbră de volum orientativă, tot așa să ne ajute mâine sau mai pe seară. Bun, acum îmi ia spensula doar în ulei. Vedeți, trebuia să mai stau un pic că se șterge stratul și ajungem din nou la fond. Încercați foarte, foarte fin să lucrați. Și acum clătiți pensula și mai bine și trageți un pic de închisul ăsta. Trageți un pic de el. Să nu afecteze foarte tare textura asta pe care am creat-o. Așa, fin. Un pic umbrele mari o să le dau la cap cu pensula de 7. Tot așa cu un negru, un murdar, brun, ce mai am pe paletă. Vedeți, zonele intense de umbră ar fi aici, la buze. Foarte vag la opercule. Foarte vag. Tufuiți așa cu perii superiori. Dar mai bine o lăsați pe mâine. I-am dat culoare mai intensă și apoi o să o întind, cum ne-am obișnuit. Așa, și aș mai pune foarte puțin roșu pe zona asta. Apăsați fin ca să puteți să-l curățați dacă e prea mult. Aici aș mai pune niște alb. Deja am trecut la nocturn, am aprins lumina și am acoperit fereastra. Dacă mai lucrați o repriză seara, ar fi indicat să faceți asta. Sau să așteptați până a doua zi să lucrați tot la lumină naturală. Am dat fondurile de bază cu câteva mici umbre și lumini. În principiu ar mai fi două reprize, dar în funcție de timpii de uscare va trebui să vă organizați în așa fel încât să mai aveți timp să faceți și altceva printre picături. Și dacă mergeți pe lumină artificială, de să lucrați seara sau noaptea foarte frumos, să vă puneți o muzică de Dunăre sau de Baltă și să duceți la bun sfârșit știuca în aceste condiții.